salutare, dragilor, ce faceți? Începem un nou daily vlog după drum de data asta, pentru că am avut ceva treabă și am zis că filmez acasă înainte, stai să văd dacă am luat-o bine. Da, aici. Am zis că ajung să filmez acasă, că apuc să vorbesc cu voi, dar n-am apucat și așa că vorbesc acum. Da, am avut ceva treabă, sunt pe aici pe la Victoriei și după ce mi-am terminat treaba asta, am plănuit să mă văd cu fetele la târgul de Crăciun, să mergem la târgul de Crăciun. Pare rău că vă zgudui, dar știți că eu n-am mâini cea mai stabilă mână. Numai că fetele au renunțat și am rămas doar cu Eugenia, bineînțeles, care este my trooper. Prin urmare, vom merge ca astăzi cu Eugenia la târgul de Crăciun și vom vedea chestii și vom bea ceva cald, că aș vrea să beau ceva cald și ce mai facem azi? Nu știu ce mai facem azi, dar în principiu cam asta e tema pe ziua de azi, să vedem târgurile de Crăciun. Avem un plan, ci că vreo 3, pentru că pentru cine nu știe, ăla de la din piața Constituției ăla mare de să ținea în alți ani, am înțeles că ăla nu se mai ține și acum se ține unul la universitate, ci că ar fi unul prin centru vechi și unul nu știu pe unde, zicea Eugenia, că mai e un târg de Crăciun nu știu pe unde și vrea să-l vadă și pe ăla. Și mergem să executăm problema. Deși, dacă e să recunosc, mi-este cam foame și poate o convingem pe Eugenie să mergem câteva, să păpăm ceva. Because I'm hungry. Nu prea am mâncat eu când am plecat de acasă. Este vreo 12 acum, apropo. Și îmi e cam fomiță. Așa, prin urmare și așa, deci. So, see you later. Raportez puțin mai târziu să vedem ce e de făcut pe aici. Labirintul morții. Zici că e labirintul morții, pe bune. Seriously? Trebuie să ne învățăm. Deci uitați-vă și voi cum trebuie să mergi. Pe bune. How are you, dear old man? Whisper what you bring to me. Superb. Hello, salutare lume bună și frumoasă, ce mai faceți? Toată lumea bine?
Să întorci voi, nici voi ași. Eu am ajuns acasă, am ajuns acum vreo jumătate de oră acasă, este aproape 10 noapte. Și am ajuns, m-am demachiat rapid și stau cu o mâță care doarme deja, a intrat la somn, că i-a trecut ora de somn de fapt, de culcare. Și stau aici și vreau să vă dau raportul pe ziua de astăzi, pentru că n-am apucat să vorbesc cu voi, fiindcă am fost, până la urmă m-am întâlnit numai eu cu Eugenia. Deci planul era în felul următor, după ce îmi terminam eu treaba în oraș, să ne vedem toate patru, să ne perindem așa pe la târgurile de Crăciun de anul ăsta, că nefiind unul foarte mare în București, ăla din centru, ci că ar trebui să fie mai multe. Și numai bine că cum era aia? Era o poezie, că nu știu din câți voinici au rămas doar doi pitici, ceva de genul ăsta. Să vă aduceți-mi voi aminte, că nu mai știu cum era. Așa, dintr-o ceată de voinici au rămas doar doi pitici sau parcă ceva de genul ăsta. Dintr-o ceată de voinici am rămas doar eu cu Eugenia, că fetele n-au mai venit, s-au speriat de ploaie, Denisa cu Georgiana, s-au speriat de ploaie, s-au speriat de nu știu ce și n-au mai venit. Sunt niște triste, glumesc, bineînțeles, le-am zis și lor că sunt niște triste că n-au mai venit, dar eu una m-am simțit foarte bine cu Eugenia, în sensul că am fost prima dată când era foarte foame, la amândouă, când am ajuns acolo și îi ziceam pe drum până să ajung la ea, îi ziceam, dar nu vrei tu să ne oprim să mâncăm undeva? Eu știind că dacă pun întrebarea magică, că asta e întrebarea magică, răspunsul va fi întotdeauna, în cazul Eugeniei, da. Pentru că Eugenia nu refuză niciodată mâncare. De-aia este sora mea. Zice, bineînțeles, da, și mie mi-e foame. Și ne-am luat bilete de la târgul de Crăciun de la universitate, că vă povestesc imediat ce e și cu ăla, și ne-am dus la Borsalino. E acolo, la Unirii, cred că îl știți. Este o pizzerie, nu știu ce Dumnezeu, e o chestie în asta, o mestecătură, unde se mănâncă și noi am mai fost și că cred că locul ăla are ceva special, că și data trecută când am fost acolo, discuția dintre noi două a devenit foarte profundă așa și nu glumesc în sensul când zic de asta acum, chiar nu e la modul de glumă, ci chiar discuțiile noastre au fost foarte profunde și data trecută și acum și am discutat niște lucruri așa foarte la sentiment, ca să zic așa, și eu sunt destul de apropiată de Eugenia din mai multe motive și am apucat să vorbim mai intens, pe niște lucruri mai intense așa, și cred că locul ăla are ceva de a face cu treaba asta, pentru că v-am zis, și de data asta și de data trecută au ieșit niște din astea, niște discuții profunde, așa, cu lacrimi, cu luat în brațe, adică niște lucruri destul de interesante. Am mâncat pizza, am luat două pizza de acolo, am zis că să le am niște stecăm, o pizza diavola și pizza cu pui, foarte bune amândouă, am băut niște vin, după care am zis că mergem în centru vechi, că ar fi un târg al artizanilor în centru vechi, la Arcub. Și da, m-am trei, patru artizani, dintre care unul dintre artizani este un parfumier român, pe care, de altfel, am mai văzut eu cu Eugenia la un alt târg de vechituri, pe care, nu târg de vechituri, târg al artizanilor, da? Nu pot să vorbesc. Târg al artizanilor, pe care l-am vizitat acum vreo 3 ani, dacă vă aduceți voi aminte, nu știu, mă rog, am făcut și atunci un vlog, când am fost la, de-am văzut fluturii, atunci, și cred că-s vreo 3 ani de atunci, și îi ziceam și tipei că cred că-s vreo 3 ani, și mi-a dat dreptate, pentru că la vremea respectivă, știu că avea un parfum dedicat Reginei Maria și spuneam chestia asta, că am testat acel parfum și pe mine se transformă foarte ciudat, adică nu-mi place deloc cum se simte pe pielea mea. Ei, acum are 3 parfumuri în total, pe lângă ăla am mai făcut 2 parfumuri, tot așa, dedicate Reginei Maria, și sunt niște parfumuri absolut superbe, numai din felul în care arată. Sticluța este foarte frumoasă, este o sticluță bijuterie de adevăratele, pentru că arată într-un oarecare fel, aduce foarte mult cu coroana Reginei Maria, nu știu, este foarte frumoasă, și unul dintre parfumuri de data asta mi-a plăcut și mie foarte mult, cel cu tuberoze. Da, cel cu tuberoze. Are unul cu tuberoze, are unul cu iris, așa,
Și mai este primul care nu mai țin minte cu ce este, primul parfum dedicat Reginei Maria, așa. Pe lângă asta, tipa asta are și niște din astea, niște pandantive în care poți să pui parfum solid sau lichid, depinde de situație. Și era cât pe aici să comit să cumpăr unul din ăla, dar m-am potolit, am stat cu minte. Dar da, drăguță, mi-a plăcut să vorbesc cu ea. O să vă las, am fluturașul de la ea, nu mai știu cum îi zice, cum se numește parfumeria ei. Puteți să vă, dacă vreți să vă faceți parfumuri personalizate, adică să mergeți să faceți un curs de parfumerie la ea și să vă faceți un parfum semnătură al vostru, deci parfumul vostru cu rețeta voastră, practic să vă faceți voi rețeta și să vă faceți un parfum pe gustul vostru la ea, adică are ateliere din astea. O să vă scriu în descriere cum îi zice că nu mai țin minte. La fel, acolo am dat și de un alt artizan de pălării și ne-am distrat foarte tare că am tot probat tot felul de pălării din astea foarte drăguțe. Dar în rest, v-am zis, 4-5 artizani, noi am discutat cu fetele astea două, în rest nimic. De acolo ne-am dus la universitate, unde ne luasem biletele când am ajuns, adică ne luasem din timpul zilei, pe zi ne-am luat biletele și Eugenia trăia cu impresia că dacă ții biletul poți să intri toată ziua, poți să intri, să ieși de câte ori vrei. Nu! Se pare că nu îl iei biletul, care știți că e 7 lei dacă îl iei de acolo, 5 lei dacă îl iei de pe net. Biletul iei de acolo și intri odată. Și când ne-am dus noi să luăm biletele, am trecut prin toată prostia aia acolo cu gardurile alea, care mi se par, oricum mi se par o tâmpenie, dar mă rog, trecem peste. Și am luat biletele din timpul zilei, că ne-am gândit noi că, mamă, stai să vezi că o fi aglomerația de pe lume, de seară, o să fie omor, de unde, nu era, nici pe zi n-a fost nimeni. Seara au fost câteva persoane, dar nu cât să dai pe din afară, adică nu cât să, mamă, să zici că gata, nu mai ai loc de oameni. Nu, sub nicio formă îmi dau seama și de ce, odată că era în timpul săptămânii, în al doilea rând nu e atractiv deloc nici locul, nici spațiu, nici ce se prezintă acolo la târgul de Crăciun. Adică dacă vreți neapărat să ziceți că ați trecut și voi pe la târgul de Crăciun, da, ok, mergi. Dacă nu, no problem. Adică am băut un vin fiert acolo, decent. Nu cel mai bun vin fiert, dar decent. Așa, ce am mai făcut? După aia am stat, am povestit un pic și acolo, ne-am mai uitat și pentru că noi aveam pe listă și târgul de Crăciun de la operă, din parcul de la operă. Dar ne-am gândit de ce să mergem până acolo, că s-ar putea nici ăla să nu fie cine știe ce. Hai să mergem, că știam că este planeta Gaia. Este, nu știu dacă știți, este un artist englez, că nu pot să-i zic sculptor, este un artist englez care are două piese care au fost expuse și la noi. O piesă care se numește Gaia și care este planeta Pământ, așa, o machetă practică a planetei Pământ. Și mai are una cu Luna. Luna a fost expusă în București la Cărturești Carusel. N-am apucat să o văd când a fost atunci, a fost într-un ianuarie, nu știu, țin minte, acum vreo 3 ani, cred că 2-3 ani acum, până în pandemie a fost expusă la Cărturești Carusel, era pus acolo la Carusel, mijloc, sus, era agățată și n-am apucat să mă duc să o văd. Și îi zic Eugeniei, auzi, știi, suntem la universitate, până la Romană, numai o plimbare aici, așa, că e în Parcul Ioanid, care e pe la Romană, pe Dacia. Și zic, habar n-aveam unde e parcul Ioanid, deci a trebuit să bag în GPS-ul, era să zic BGS-ul, GPS-ul, și zic, dar nu vrei tu să mergem să o vedem? Că eu o văzusem la un fost coleg de muncă pe Instagram și zic, dar nu vrei tu să mergem să dăm o fugă până acolo? Bine. Cu ocazia asta am aflat și unde este parcul Grădina Icoanei, că habar n-aveam, pentru că prima dată l-am nimerit pe ăla. După care am dat în parcul Ioanid, după care am început să-mi dau seama unde sunt ca zonă și îmi venea să-mi dau palme, pentru că am lucrat un an și ceva la 5 minute distanță de parcurile astea și eu nu m-am dus să fac poze acolo, pentru că tot văzusem poze frumoase de acolo, că am înțeles că sunt foarte frumoase. Na, era noapte când ne-am dus noi, nu n-am mai avut ce să văd din restul parcului, dar știu că sunt foarte frumoase parcurile astea și Grădina Icoanei și Ioanii, dar am înțeles că sunt foarte frumoase și da. Am făcut puține poze, așa, eu mai ales m-am băgat prin noroi pe acolo după
am făcut câteva poze cu Gaia. Și da, ne-am cam multă lume, adică multă lume, se înghesuia lumea acolo. Știi ce? Am observat încă o chestie care mă deranjează, am mai observat-o și la mare și am fost așa pe unde sunt obiective din astea de pozat. Ce e deranjant la ideea asta de social media, că la asta mă gândeam și în seara asta, faptul că am văzut mulți oameni care își făceau poze, își făceau materialele, ceea ce e perfect în regulă și eu fac chestia asta, adică nu mi se pare nimic în neregulă că vrei să te duci, chiar dacă nu ești influencer, doamne, sau content creator, doamne ferește. Deci este perfect ok. Problema pe care am văzut-o la foarte mulți oameni, în special în seara asta, este că stăteau într-un loc, găseau un loc bun de pozat și stăteau în locul ăla și își editau pozele sau story-urile sau astea. Băi, deci poți să faci chestia asta și după ce îți faci materialele. Adică sunt ok, sunt perfect de acord. Fă-ți materialele și lasă și pe altul să facă. Că dacă ai găsit tu un loc de bun de pozat, înseamnă că l-a mai văzut și altcineva. Sau poate cineva te-a văzut pe tine. Deci eu tot timpul am chestia asta și cu Eugenia și știe. De fiecare dată facem poze, dar tot timpul încercăm să nu încurcăm pe alții. Tot timpul încercăm să avem grijă dacă sunt alți oameni să-i lăsăm și pe ei sau să nu-i deranjăm. Știți? Sau tot așa, la mare mi s-a întâmplat, vroiam să facem poze cu ceva și erau niște fete care la fel vroiau să facă poze acolo și trăgeau 20.000 de duble și nimic, nu le plăceau dublele și nu le plăceau ce pozele, nu era nicio poză bună. Adică în momentul în care ești într-un spațiu în care vezi că sunt și alți oameni care vor să facă ceea ce vrei tu să faci, adică să facă poză, încearcă cumva să te coordoneze astfel încât să nu-i încurci pe alții. Asta a devenit o problemă foarte presantă în ziua de astăzi. Eu, pentru că alerg după materiale și alerg să fac poze, mă întâlnesc foarte des cu situația asta, cu oameni care poate sunt, poate nu sunt content creator, nu are nicio importanță, se duc într-un loc, fac poză și îi uită Dumnezeu acolo. Nu se mai gândesc că mai e cineva în spate. Adică eu n-am stat niciodată să meditez poza, nici măcar nu mă uit la poze de cele mai multe, ca și în seara asta. Ne-am învârtit de vreo 4 ori în jurul lacului, că e un lac micuț acolo, e o băltuță acolo și deasupra băltuței ăleia este agățat planeta, așa, și toată lumea se înghesuie în jurul lacului. Bineînțeles că ea nu se vede frumos și bine decât din anumite părți și din anumite zone și cei mai mulți oameni erau adunați în zonele respective și unii s-apucau să facă poze și uita Dumnezeu acolo, că ei trebuia să repete nu știu câte poze, trebuiau să repete să-și editeze story-urile, trebuiau să mai facă și story, trebuiau să facă și reels-uri și mai știu eu ce. Este trist. Adică e trist. Eu, de exemplu, când merg să fac pozele, nici nu mă uit acolo la poze. M-am uitat, ne-am făcut pozele, ne-am rătas. Adică am lăsat și pe alții. Hai! Asta ziceam și Eugenie. Mai sunt și alții. Zic, hai să nu mai... Adică facem, tragem câteva duble și ne dăm deoparte. Dacă mai găsim un moment în care să mai intrăm să repetăm dublele, să repetăm pozele, ok. Dacă nu, asta este. Adică nu ții morții să încurc oamenii doar pentru că vreau eu neapărat poza aia. Știți? Este alarmant faptul că majoritatea oamenilor consideră chestia asta ca fiind ceva normal. Asta e deranjant, da. Dar revenind, da, drăguță, planeta nu știu până când o să fie, habar n-am când pun vlogul ăsta, prin urmare nu știu când o să fie, dacă o mai găsiți acolo, dați și voi un search pe Google și vedeți până când este. Mi-a părut bine că am prins-o, că știu că a fost la Cluj și pe Băț s-a văzut-o. La Cluj parcă a fost expusă undeva într-o zonă cu clădiri din astea, cu birou, cu clădiri de birou, parcă așa țin minte, nu mai știu exact. Și știu că ea zicea că a fost să o vadă și s-a pozat. Eu n-am reușit să fiu la ailaltă. Nu știu dacă a mai fost asta expusă odată în București. Parcă mai fost, nu mai țin minte, habar, da? Dar cert este că acum am vrut să merg să o văd. Da. Și cam asta a fost toată seara. După aia ne-am dus la Pizza Hut, ne-am oprit la Pizza Hut de la Romană, am mai băut ceva și am mai povestit și după aia că mai aveam o oră la dispoziție, zic, stai că mai am o oră până vine mie ultimul autobuz, deci nu, bine, mai stăm puțin de povești și am mai povestit că mie îmi place mult să povestesc cu Eugenia și îmi place să stau cu ea și m-am simțit tare, 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 tare bine cu ea. Și sper să ne vedem mai des, că acum dacă s-a mutat înapoi în București, sper din tot sufletul să ne vedem mai des, să ne povestim.
Da, eu acum o să mă bag la culcărică și mai povestim mâine, cred că nu cred că am suficient material de un singur vlog pe ziua de astăzi. So, see you later, adică în 2 secunde la voi. Ciao! Că mă ia YouTube-ul. Hello! Era să zic bună dimineața, dar nu mai bună dimineața de foarte mult timp, pentru că, da, am tot avut chestii de făcut. Mi-am făcut de lucru astăzi și este o zi minunată de sâmbătă cu soare. Deci este soare, este prima zi cu soare după foarte, foarte mult timp. Și soare, nu ca atunci când am făcut ultimul daily vlog și vă ziceam că e un pic de soare. Nu, atunci a fost numai puțin așa, ne-a testat soarele, dar acum chiar e soare și e... Nu știu cât e de cald afară când am ieșit. Adică am ieșit de dimineață când încă nu era în soare să le dau la căței să mănânce și în rest nu știu. Dar da, e soare și e frumos și e bine și e plăcut că e soare. Și eu sunt aranjată pentru că am filmat niște reel-uri. Reel-uri? Reels-uri? Something? Nu știu, care în plural lor, reels-uri, cred că e. Așa, și teoretic ar trebui să fie 2, dar cred că scot 3. Adică pe unul o să-l împart în 2, pentru că nu am cum să mă încadrez eu în 30 de secunde. Știți că eu sunt aia care vorbește mult și se întinde de toate. Și când mimez lucruri, adică nu arăt produse, eu mă întind. Adică în loc de 30 de secunde, clipul ăla o să iasă de un minut cel puțin. Și atunci să îmi putea să fac 2. Deci o să am 3 reel-uri, ceea ce nu e rău, adică eu nu mă supăr. Și da, cam așa pe ziua de astăzi, este sâmbătă, cum ziceam, și cu toate astea fanul meu și al tuturor, și anume fancurierul, m-a anunțat că îmi vine un colet astăzi, pe care de altfel le aștept cu foarte, foarte, foarte mare entuziasm, pentru că este o comandă pe care am dat-o zilele trecute și o să vă povestesc dacă vine mai multe când vine, așa, dar da... m-am pus așa să fiu creativă, dacă tot e soare, zic hai să mai fac niște poze, am făcut deja câteva poze, am făcut câteva portrete și să mai fac, nu știu, să mai fac alte poze, să mai fac o serie de poze, mai am ceva în minte cu turta aia dulce de acolo, să mai fac, nu știu, ceva și ziua de astăzi de vlog o legăm de cealaltă, de alaltă ieri, că a fost alaltă ieri, când am fost eu la târgul de Crăciun, pentru că nu am mult material, adică n-am stat foarte mult să vorbesc acolo cu voi și n-are sens să pun un daily vlog de 5 minute, așa că legăm zilele. Un alt update pe care trebuie să vi-l dau, nu știu dacă vi l-am spus până acum, dar sunt absolut obsedată de nectarine. Deci îmi plac nectarinele de mor, aș mânca non-stop și astăzi încă nu mi-am luat doza de nectarine, așa că vom repara acest lucru. Din fericire se găsesc la mine la magazin, la Profi. Au niște nectarine și sunt bune. Nu sunt foarte acre, nu sunt nici foarte dulci, sunt așa între și sunt perfecte din punctul meu de vedere și miros absolut senzațional. Și v-am zis că mirosul de portocale, de citrice în general, mie mi se pare că aduce a Crăciun. Adică mie miroase a Crăciun. De-aia mi-este și foarte greu să mănânc portocale pe timp de vară. Nu știu, eu nu prea pot. Adică numai dacă le combin cu ceva sau în anumite condiții, nu mănânc portocale deliberat, așa că pur și simplu mi-a năzărit să mănânc portocale. Nu. Trebuie să fie într-un anumit context. Pentru că miros a Crăciun și mie cam nu știu cum să miroasă a Crăciun în iulie. Da, eu spre deosebire de alții nu aștept în iulie, nu aștept Crăciunul, chiar nu sunt entuziasmată de Crăciun în iulie. Mai avem noi niște prieteni care sunt entuziasmați din iulie de Crăciun. Așa că, da, eu nu sunt genul ăla, din contră. Acum mi se pare că este sezonul și oricum, sezonul citricelor, ăstora, portocale, nectarine, mandarine, cred că și lămâile, toate se fac în perioada asta, deci ele sunt fructe de sezon. Chiar mai încolo, în ianuarie, cam atunci sunt țări în care se culeg chiar și în ianuarie. Prin urmare, da, mi se pare cumva firesc să miroase acum portocale și nu vara. Dar, da, ce vreau să fac azi? Vreau să fac pozelele, cum vă spuneam. Și ce vreau să mai fac? Vreau să mai fac, pentru că nu știu dacă m-am arătat când am fost la... cum m-am întâlnit cu Eugenia. Am luat niște vopsea.
niște vopsele, niște acril, niște vopseluri din asta de pictat și poate mă apuc de un tablou. Cam așa un chef să pictez, deci am un chef să pictez de câteva săptămâni, stau așa și, și nu mai am culori, adică mi-am consumat toate culorile, vreau să văd ce rămășițe de culori mai am, dar albastru și alb știam sigur că nu am, pentru că le-am consumat pe ceva, pe un proiect care a fost un fail și știam sigur că albastru și alb nu am, alb cel puțin consum la greu, deci albul este culoarea... sau mă rog, în culoarea pe care o folosesc cel mai des, pentru că intră în cam tot. Și da, trebuie mult alb în general. Eu, dacă țineți minte, vă spuneam că nu-mi place să îmi iau culorile, știți? Adică eu îmi iau culorile primare, roșu, galben și albastru, mi le iau și le amestec și îmi fac din ele, cu ele îmi fac alte culori și mă duc și îmi fac eu ce culori vreau, nu știu dacă vreau mov, verde, toate tonurile de verde, de albastru, de așa, mi le amestec eu și mi le fac cum vreau eu, griuri, marouri, toate cele mi le fac eu așa cum consider eu și cum nu-mi place să mi le cumpăr gata făcute, nu știu, mi se pare un procesul mai interesant, mi se pare mai fun când ai, când pleci de la trei culori primare, pleci de la ele și pur și simplu încep și îți faci tu culoarea cum vrei tu și parcă e mai interesant așa, deci nimic din ce pictez eu nu este cu o culoare gata preparată, ci toate culorile pe care le vedeți în afară de cele primare sunt amestecate, adică sunt făcute de mine, de multe ori și culorile primare le amestec cu alb sau cu negru în funcție de situație, în funcție de tonul pe care vreau să-l aibă și le schimb nuanța. Bun. Dar, cred că ar trebui de asemenea să mă duc până la magazin că o anumită ființă păroasă a rămas fără pliculețe și spun o anumită ființă păroasă, unii care e pe partea aia, pe exterior, e afară, pentru că cealaltă ființă păroasă nu prea mai dă pe acasă, este îndrăgostit iarăși. Jiminy s-a îndrăgostit din nou și este perioada, acum din decembrie, din preajma Crăciunului până prin ianuarie, pe la jumătatea lui ianuarie, e perioada aia de, știți, a pisicilor și e îndrăgostit băiatul, vine acasă o dată pe zi să mănânce și după aia pleacă. Dar măcar să duce pe câmp, ceea ce e bine, și să duce în partea asta pe câmp, nu mai trece strada, că asta era grijă mea cea mare, că trecea strada tot timpul și aici avem probleme, dar el s-a, nu știu, s-a speriat de stradă și nu mai trece pe stradă, nu mai trece strada. Este foarte frică de mașini, ceea ce mă bucură, că stă cât mai departe de stradă și atunci se duce în câmp și are suficient câmp în partea aia să se ducă, să facă kilometri, deci în spatele casei de acoia din grădină, în spatele casei are kilometri de bătut dacă vrea neapărat să se ducă undeva. Așa, cam asta ar fi cu update-urile pe ziua de azi. Zic să-mi pun fundalul, să mă apuc de poze și vedem ce mai e și mai încolo, mai povesti. Well, hello! Cu mult mai puțină lumină, pentru că între timp s-a întunecat și mă bucur foarte tare că am făcut pozele alea, cât a fost lumină și a fost frumos. Au ieșit, sunt foarte drăguțe, am făcut poze cu... aia cu căsuța de turtă dulce, că rămăsesem cumva datoare de când am făcut clipul și au ieșit foarte drăguți, le-am și postat deja, le-am editat și le-am și postat și am mai făcut și alte poze, dar alea o să vină mai încolo, alea încă nu sunt editate. Și între timp mi-a ajuns coletul și vreau să vă arăt ce am aici. Este o cutiuță care conține două rochi și prima dată vreau să vă explic cum am ajuns eu să comand rochile astea, cu paranteza că nu este sponsorizat, n-am nicio treabă, nu sunt plătită să vorbesc de chestia asta, ci pur și simplu este un site la care m-a corupt Eugenia. Este un site care se numește Remix. S-ar putea ca voi să-l știți, pentru că am înțeles că e destul de popular, Remix. În sensul că este un site care este magazin din ăsta second hand sau outlet, și outlet, nu sau, și outlet. Adică găsiți acolo pe el atât haine noi cu etichetă, la prețuri foarte bune, cât și haine second hand. Știți că eu am o problemă cu second hand-ul și nu mă bag la second hand, dar pe partea de outlet am intrat și eu și mi-am comandat două rochi și mi se pare senzațional, găsești foarte multe branduri foarte interesante la prețuri foarte, foarte bune, știți? Singura problemă este că nu sunt stocurile mari, că am găsit o grămadă de rochii care îmi plac, dar unele au dispărut de pe stoc instant, adică cum le-am băgat la favorite, cum au și dispărut. Și mi-am comandat și eu două rochii acum. Am vrut să văd cum sunt, cum îmi vin și cam care e procesul cu site-ul ăsta și numai bine au venit acum și o să le probez. Vreau să văd cum
cum sunt, cum îmi vin. So, here we go, hai să vedem ce se află în cutiuță. Stați că trebuie să desfac cutia prima dată fără să vedeți adresa, că adresa e fix pe partea asta unde se desface cutia. Și totuși, n-aș vrea. Apropo, am fost la magazin mai devreme și m-am întâlnit cu Napoleon. Și dacă voi spuneți că nu știți cine e Napoleon, mă supăr. Și Napoleon nu e Napoleon ăla, de știți voi, ăla din Franța, nu, e Napoleonul meu. Napoleonul meu, fiind colega mea de bancă, din general, a venit la țară, a venit la maică sa și m-am întâlnit cu ea la magazin. Napoleon, îi zicem Napoleon, mă rog, nu îi mai zice nimeni Napoleon, dar îi spunea un profesor din generală, pentru că a venit odată cu o pălăriuță, era minionă, era foarte micuță, era micuță. Când era mică avea, mă rog, a crescut mai greu, mai lent, așa. Și era micuță și avea o pălăriuță așa roșie și de atunci i-a zis Napoleon, profesorul nostru, și a rămas cu Napoleon, câteodată îi mai zic Napoleon. Da, și mi-a părut bine să o văd pentru că n-am mai văzut tot de mult timp, ne mai urmărim așa pe Instagram, mai vorbim, dar nu. Bun, am desfăcut coletul, așa, și cam așa se prezintă hăinuțele. Sunt două rochii, atât mi-am comandat, că am vrut să văd, să testez, să văd cam care-i treaba. Deci, cum am zis, site-ul se numește Remix și găsiți foarte, foarte multe piese de îmbrăcăminte acolo. Și o să vă arăt imediat să vedem, că și eu sunt curioasă. Asta cum le zice. Ce amplă e asta. Da, asta este lungă. Este o rochie lungă cu o fustă plisată, foarte, foarte drăguță, care arată foarte bine. Așa, și după cum vedeți, are eticheta de Remix și are și o eticheta originală. Rochia asta este de la About You. Așa. Și este foarte lungă și o să o probez și o să vă arăt imediat. Vedem dacă vedeți ceva în primul rând, că v-am zis, se nora foarte tare. Asta este rochia bleu-marin, este un bleu-marin, de fapt, un albastru foarte închis așa, care îmi place super mult. Din păcate, da, mă așteptam, trebuie să o scurtez puțin, trebuie să ia, o duc undeva să ia din ea vreo 5 cm, dar îmi place la nebunie. Deci partea de sus, partea asta care vine pe piept așa, este ca o dantelă groasă, o broderie foarte groasă, și de aici, de la talie în jos, se plisează, este o fustă plisată și vine foarte, foarte bine. Mi-am luat în picioare și pantofii ăștia nude. Ar merge la rochia asta, să zicem, dar sau niște sandale tot așa negre sau bleu-marin, ar merge la ea, dar trebuie să o scurtez. Adică chiar și cu pantofi îmi este lungă, dar vine foarte bine. Îmi place că vine super mulată aici, fără să fie incomodă și se vede super bine. Deci îmi place la nebunie. Asta v-am zis, este de la About You și nu știu cât am dat pe ea. Cred că 50 de lei. Una din rochii a fost 60 de lei cu totul, adică rotunjit, și cealaltă a fost 90 de lei. Deci, ca să înțelegeți ce prețuri au. Și sunt noi, adică, ați văzut, sunt cu etichetă, nu, pentru că mie nu-mi plac hainele second hand. Asta e doar o preferință personală, desigur. Dar vine foarte bine și, din păcate, nu pot să o las așa. Nu știu dacă vedeți, da? Este prea lungă jos, nu pot să o las așa, dar vine foarte frumos. Și de seară este minunată, că mă gândeam că vreau să-mi iau niște bilete la operă, că de aici a plecat toată faza, că vreau să-mi iau niște bilete la operă și nu aveam... Zic, băi, da, ok, dacă reușesc să-mi iau bilete la operă, cu ce, Doamne, iată, mă îmbrac, că n-am nimic care să fie adecvat pentru operă. Și, de exemplu, asta merge foarte bine la operă, eventual cu un guler ceva sau un șal ceva peste, că, na, totuși e iarnă. Da, mi-am lăsat sutienul pe mine, că nu-l găsesc pe la fără bretele. Dar ea vine cam așa, aici în zona gâtului, adică ignorând brăteaua aia, bineînțeles purtată cu un sutien fără bretele. Așa se vede foarte bine și îmi place și detaliul ăsta aici, că lasă un pic de piele la vedere. Îmi place cum vine aici, că nu este prea sus, adică nu mă strânge de gât. Este foarte, foarte frumoasă, da. Categoric rămâne asta și îmi place la nebunie. Doar să o duc undeva să-mi o scurteze puțin. Vreo 5 cm ar trebui să ia din ea. Și ar fi perfect. Să vedem dacă până am eu nevoie de ea, până aș avea nevoie de una din rochii, reușesc să o scurtez. Dacă nu, rămâne cu cealaltă, dar it's a win. I love it.
Și avem și cea de-a doua rochiță, care este roșie de data asta. Aceasta este de la brandul Boho. Mi se pare că asta a fost 90 de lei. Nu mai știu exact cum am zis. Dar este, vedeți, este high-low, adică e mai lungă în spate, puțin mai scurtă în față. În general mă feresc, fiind minionă, trebuie să mă feresc de genul ăsta de croiele, adică de fustele astea. Nu merg pe mine pentru că mă piticesc. Doar că avantajul la rochia asta este că high-low nu este, cum să zic, drept. Adică fusta nu este dreaptă în față și în spate la fel dreaptă, ci vine așa în cerc și cumva prin faldurile astea pe care le face, îndulcește trecerea de la scurt la lung, da? Deci asta ca un tips pentru fetele care sunteți minione ca și mine. În rest, ea e așa, vine pe umeri, de exemplu, poate să vină așa. Asta este S. Cealaltă era XS. Ar fi fost super dacă găseam un XS și la asta. Nu de alta, dar parcă mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai strâmt aici, pentru că este un material, nu mă așteptam să fie materialul ăsta, mă așteptam la altceva, mă așteptam la o stofă, nu știu de ce. Este un material din ăla de jerseu, de hanorac, ca să înțelegeți, știți, hanoracul ăla de sport, gen în stilul ăla, dar cumva mai finuț. Dar foarte drăguță rochia de altfel, adică îmi place foarte mult și așa. Mi se pare că vine foarte bine cu pantofii, da, astea sunt tot pe jos, că le-a dat de jos și nu m-a mai deranjat să le pun. Da, ignorați faptul că eu am păstra sutienul, deci trebuie să-mi găsesc sutienul fără bretele, pentru asta neapărat. Și poate fi purtată și așa, dacă vrei neapărat, nu știu, să ai un fald aici, gen. Vedeți? Nu știu cât se vede că la mine e întuneric. Ia să încercăm să mai căutăm niște purici. Să vedem dacă îmi ies. Maximumul de puriceală pe care pot să-l dau. Așa, deci s-ar putea să poate fi purtată și așa și atunci face un pic de cute aici, mă rog, care mie personal nu-mi plac, adică nu sunt cele mai ok pentru mine, sau pur și simplu așa. Și cred că așa o voi purta eu, dar v-am zis, mi-ar fi plăcut să o simt un pic mai, nu cade, adică nu e ca și cum ar cădea. Acum fac, dacă fac așa, normal că îmi cade de pe mână, dar mi-ar fi plăcut mie să o simt mai țeapănă pe mâini, nu știu de ce, așa mi se pare. Dar e foarte drăguță și având în vedere că fusta este un pic în A, așa, se echilibrează toată povestea cu umerii mei care sunt lați și oricum genul ăsta de tăietură îmi lățește și mai tare umerii. Știți că v-am zis că acolo unde dezgolim pielea, practic adăugăm volum, da? Deci, așa și în cazul rochiei ăsta. Ea este o rochie care e perfectă ca exemplu, că aici practic adaugă volum la umerii mei care sunt deja lați, dar având în vedere că fusta nu este mulată pe corp, se vede super bine. Îmi place foarte mult. Boho ăsta cred că e un brand în stil H&M, așa, știți? Cam pe acolo este ca și range de prețuri și de calitate, cam în stilul ăla, dar am văzut foarte, foarte multe rochii drăguțe de la ei aici pe Remix și cred că o să mai iau pentru că sunt foarte drăgălașe, iar asta mi se pare genială pentru ce vreau eu să fac, o să vedeți voi că o să vă iau și pe voi cu mine, mi se pare genială și arată foarte bine, chiar dacă este așa, hai, nu, vedeți? Place foarte tare cum se vede, da. I love it! Per total a fost o încercare, a fost o încercare chiar reușită asta cu remixul său, da. Am înțeles că returul se face super ușor, mi-a zis Eugenia că ea comandă mai des de acolo și returul se face super ușor, fără nicio problemă, adică dacă nu ar veni. Dar da, so cute, se pare foarte drăguț rochița asta. Și cealaltă, ambele îmi plac foarte mult. Salutare! Cumpăr foarte, foarte, foarte transpirat. Pentru că acum am ieșit din cadă. Am stat o oră și ceva în cadă, dacă puteți crede chestia asta. Pentru mine nu este un fenomen faptul că stau o oră și ceva în cadă. Este ceva normal. Îmi place mult de tot să stau în cadă și când se răcește apa, mai dau drumul la apă caldă și tot așa. Și asta, m-am uitat pe YouTube, am mai frunzărit diverse chestii. Și nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. S-a făcut un 10 și ceva noaptea
Și am așa o stare din asta de moleșală, ca întotdeauna după baie. Stați că dau cu părul în betel asta și mă scrie. Întotdeauna după baie am o stare așa de moleșală, mă moaie, mă relaxează de-a dreptul. Deci mă relaxează și fizic și psihic. Începem să ne iubim iarăși, da. Mă iubești iarăși, mă iubești și eu te iubesc pe tine. Chiar dacă te-am certat și chiar dacă m-am supălat pe tine, tot te iubesc, așa știi. Și te iubeam și atunci când te certam. Și mă doare sufletul când trebuie să te cert, dar mai trebuie să te cert, că altfel ții lumea în cap. Așa, revenind. Deci băi, lasă, mă relaxează super, super, super tare. Și nu știu cum zic unii că după o baie de genul ăsta s-apucă să muncească, să facă diverse, că eu nu pot, frate, deci sunt ruptă. Deci eu baia trebuie să o fac la finalul zilei, când nu mai am nimic de făcut, că după aia dacă aș vrea să mai fac ceva, nu pot, sunt moale, sunt exact așa. Știți? Nu, na. Și exact așa mă simt acum și mi s-a făcut o poftă teribilă de cartofi prăjiți, de wedges, nu de orice fel de cartofi prăjiți, de wedges. Și am ceva cartofi congelați în congelator, era să zic în cuptor. Și mă bătea gândul, dar fiind ora care este, zic hai să stau potolită, îi fac mâine, dacă mi-o mai fi poftă și mâine, îi fac mâine, dacă nu altă dată. Așa. Și dacă vedeți cum și-a lăsat capul trupat pe mine. Și acum aș vrea să dorm. Voi aveți vreodată senzația aia de când nu faceți nimic într-o zi, nimic care să merite, nu știu, menționat sau nimic deosebit care să presupună efort fizic sau psihic, aveți vreodată senzația aia la final de zi că sunteți epuizați? Exact așa mă simt eu acum, de parcă aș fi muncit toată ziua, de parcă aș fi tras la jug, vorba lui mama, de parcă aș fi făcut cine știe ce și de fapt n-am făcut mare lucru toată ziua. Yep. Yep, 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 yep. Aoleo, Doamne, aoleo, Doamne, aoleo, mâță. Băi, mâță, ești tare drăgălașă. Ai noroc că ești drăgălașă, că altfel te aruncam pe străzi de mult. Da, da. Eu doar știu să adun de pe străzi animale, nu știu să le arunc pe străzi ca alții. Așa. Da, și acum că ne-am împăcat, s-a lipit de mine. S-a lipit de mine și o să dormă lipită de mine toată noaptea. Da, și în ultima vreme s-a cumințit, adică noaptea nu mai face prostii. Adică prostii în sensul de nu se mai plimbă atât de mult pe uși, e mai liniștită, nu știu, poate și pentru că s-a mai răcit afară și e mai liniștită, dar cred că o să fie tare încântată acum că trebuie să, că o las să dormă cu mine după ce o amenințase că o să dorm acolo, că așa i-am zis prima dată, că noaptea asta nu mai dorm cu mine. M-am supărat rău de tot pe ea. Rău. Rău de tot m-am supărat pe ea. Și am zis, nu mai dorm cu mine noaptea asta. O să dormi afară, te dau afară, să dorm cu zdreanță. Bineînțeles că n-aș fi dat afară să dorm cu zdreanță. Ea poate să dormă unde vrea ea. Adică nu, care ușa la pod deschisă, să urcă pe frigider și pleacă prin pod să duce afară. Ea iese afară când are chef. Nu că o țin eu în casă sau așa. Deci nu e. Ți-a, mamă! Stați să întorc camera să o vede. Uitați-o cum stă. Și se întindea lăbuțele pe mine. Ți, mami! Ce-a făcut tu? Ești fericită că ne-am împăcat? Ești fericită? Da, ești fericită că ne-am împăcat. O, Doamne, puiule. Dar pot eu să stau, mă, mult timp supărată pe fața asta? Pe muștăcile ăștia. Pot eu să stau mult timp pe muștăcile ăștia supărat? Ciu. Ia uite, ciu. Câtă perfecțiune aici. Câtă perfecțiune într-o ființă din aștia mică. Yeah. Și da, mă gândeam să citesc, să vedem dacă reușesc să mai citesc vreo două rânduri înainte să adorm, dar v-am zis, m-am muiat de tot de la baia aia, așa că nu știu ce să zic. Voi încerca, îmi voi da toată silința, dacă nu, de mâine încolo. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul ăsta și vorbim în următorul clip. Ciao!